Am revenit, doamnelor și domnilor, partea a doua a discuției cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Alexandru Oprea. Am vorbit despre vizita delegației oamenilor de afaceri chinezi, a unor oameni de afaceri chinezi de la China Telecom și de la o firmă al cărei nume, cu toată bunăvoința, este neputință să-l reproduc în acest moment. Aflați doar că are o cifră de afaceri de 20 de miliarde de euro, înseamnă cam 10% din PIB-ul României. Am vorbit și despre ședința de Consiliul Județean, ar fi multe discutat și acolo, însă avem alte, cel puțin trei teme importante pe care vreau să le abordăm în ultimele 20-25 de minute. Domnule Alexandru Oprea, mai întâi vorbim despre afirmațiile făcute de un cunoscut om politic și senator, fost președinte Consiliul Județean, care nu ratează nicio ocazie, de a critica tot ce se face la Consiliul Județean, mai puțin acele măsuri și proiecte pe care și le asumă, a căror paternitate și o asumă. Și cu ocazia asta vreau să mai spun un lucru, este, iată, modalitatea noastră de a vă oferi dreptul la replică față de cele afirmate în legătură cu activitatea noastră. Eu mi-am exprimat disponibilitatea ca într-o emisiune în direct cu acel individ să fim invitați și să clarificăm aceste aspecte. Nu o să mă cobor la nivelul dumnealui să-mi proșc în spațiu public nici neadevărul, nici elemente jignitoare. Câteva precizări însă sunt de făcut. Unul la mână, respectivul individ n-a venit cu niciun proiect al lui de acasă, de la Malul cu Flori. Tot ce spune el și își asumă ca paternitate sunt proiecte, într-adevăr, ale Consiliului Județean Dâmbovița. Consiliul Județean, format și el ca orice entitate, ca orice organizație, din oameni, din structuri, din direcții, din aparat de specialitate. Sigur că acele proiecte, ca să fim foarte corecți, au parcurs, să spunem, circuitul logic și firesc al unui proiect la nivelul unei instituții care se ocupă de administrația publică locală, au fost concretizate niște proiecte de hotărâri, s-au făcut niște achiziții publice, după aceea s-a dat drumul la implementare. Sigur că putem vorbi despre cei care au avut, să spunem, la un moment dat, inițiativa unor astfel de proiecte care e cu totul altceva, dar ca să fim foarte bineînțeleși, proiectele respective n-a venit în persoana în cauză cu ele de la Malul cu Flori, de la mămițica lui Citire. A doua precizare, nu o să fiu niciodată dintre aceia care o să-mi asum de unul singur paternitatea sau maternitatea unui proiect și fără falsă modestie să știți că sunt la nivelul Consiliului Județean o serie întreagă de proiecte, fie că vorbim de bani de la bugetul local, fie că vorbim de proiecte cu finanțare europeană care au fost materializate de echipa pe care am avut onoarea o bună perioadă în anul 2017 și acum din aprilie 2018 să o manageriez. Sigur că ca în orice administrație unii încep proiectele de la transpunerea ideii până la finalizare pot trece poate unul sau două mandate. Chiar și trei avem. Chiar și trei și așa mai departe. Dar, repet, nu o să-mi asum niciodată paternitatea sau maternitatea unui proiect. Spun că este meritul unei echipe. O altă precizare pe care vreau să o fac afirmă sușitare că nu există bani în bugetul Consiliului Județean. Am mai spus-o și o repet și o spun și pentru știința unor colegi de-ai mei care îl mai gâdilă la tălpi pe respectivul individ. Omul habar nu are de buget, habar nu are despre construcția unor bugete și pentru știința dumnealui pot să-i aduc un extras de cont, bani reali existenți la nivelul Consiliului Județean. Dacă vorbim de proiectele de infrastructură pentru acele asocieri, am spus-o și în ședința de astăzi de Consiliul Județean, Consiliul Județean la ora actuală are circa 18 milioane de lei destinați pentru proiecte de asocieri. Nu avem facturi la plată, nu avem constructori care să lucreze, dar disponibilitate financiară și posibilitatea de a efectua plăți avem și nu există un furnizor al Consiliului Județean care să aibă, nu o zi, o oră întârziere vis-a-vis de termenele de plată asumate de către Consiliul Județean Dâmbovița. Referitor la alte alegații pe care le face individul în cauză... Că nu vă interesează cetățenii din zonă? Că bun, nu, cam, dacă ați vrea, l-ați terminat drumul? Cam o agendă proprie. Nu. Eu am o agendă a Consiliului Județean Dâmbovița. Sunt un om de bună credință. Cred că în momentul în care am promis că se întâmplă niște lucruri, ați putut constata, cred că 90% din cazuri că acele lucruri s-au întâmplat. Dacă nu s-au întâmplat, sigur a intervenit o problemă pe
perioada derulării sau implementării proiectului respectiv. Pe de altă parte, vreau să-i mai spun un lucru. În ceea ce mă privește, sunt un băiat de la țară, căruia i-a plăcut cartea și care nu o să uit niciodată de unde am plecat. Nu pot să mă duc pe o vizită în câmp, la o asfaltare, nici cu papion, nici cu redingotă. Dacă mă duc într-un tricou, mă duc pentru că e cald, e vară, nu este nicio formă de respect, că n-am apărut nici în Budigăi, nici în asta. Am mă referi la aspectul fizic al unui individ, nu îmi stă în caracter, că îi fac doar o recomandare dimineața când pleacă de acasă să se uite în oglindă, că poate îi mai pierde din părerea foarte bună pe care o are despre dumnealui. Și mai recomand ceva, să-și ia tratamentul care are nevoie zi de zi de el, pentru că în momentul în care nu-l lea, începe să se are, știți noastră, că are o medicație pe care trebuie să urmeze ca să nu... Eu nu vorbesc pentru știința dumnealui, cunosc și am văzut așa și niște fișe de internare. Dacă dumnealui crede că nu există, să facă bine să iasă public să spună că nu există acele fișe de internare la niște secții cu profil știți, de specialitate. Eu am obligația să ocolesc astfel de subiecte până când deci, nu am în fața eu, respectivă. Eu nu spun decât atât. În altă ordine de idei, a face referiri despre faptul că există o stare de nemulțumire, de conflict legat de niște drumuri, de niște alea, îl asigur că nu există aceasta, ba din contră, există o presiune pe care o punem pe constructori să lucreze. Sigur că nu o să pot să fiu niciodată de acord cu niște pretenții aberante, pentru că mai este un lucru. Niște constructori s-au nerăvit la ceea ce se cheamă în limbajul de specialitate claim-uri. Situații, cum să spun, neprevăzute. Aha, situații, și cheltuieli neprevăzute. Încercând să stoarcă bani de la instituția pe care o reprezint. Sigur că acolo unde este cazul, cu toată deschiderea, cu toată disponibilitatea, cu toate verificările și cu tot ce înseamnă respectarea procedurilor legale, suntem absolut determinați. Dar pe de altă parte, a se prezenta niște lucruri nereale, a se solicita bani pentru lucruri care nu au fost avute în vedere în momentul în care au licitat, nu mai este problema mea și nu o să fiu niciodată adeptul acestui mod de a trata probleme. Îl asigur că de fiecare dată sau de cele mai multe ori la întâlnire pe care le-am avut respectiv la drumul județean în cauză au participat și reprezentanții primăriei de la Râul Alb. De asemenea, tot în urma intervențiilor mele s-a adiționat contractele de lucrări în sensul obligativității prestatorilor să încheie contracte de asigurare pentru a nu ne trezi în situația că lucrăm acum, vine iarna, vine primăvara, vine apa mare și a luat lucrarea. Ce am lucrat și a luat lucrarea care era acolo. Dar astea sunt lucruri în derulare și în, spunem, care țin de mersul firesc al unei administrații. De asemenea, referitor la latura politică, afirmat respectivul că înregistrez eu. Repet, nu știu dacă are vreo probă în acest sens. Din câte mi-aduc eu aminte, nu cred că am fost nici eu fizic, nici prin interpuși, prezent la acele întâlniri la care dumnealui rostește aberațiile pe care le rostește. Faptul că au apărut în spațiul public niște înregistrări pe care el nu le-a contestat, înseamnă că cei care i-a avut în preajma lui și mai are, din cercul strâns, extrem de rece, să nască niște semne de întrebare, pentru că, sigur, Alexandru Oprea nu putea să facă oricât de performant ar fi și oricâte cunoștințe din domeniul ar avea. Nu cred că dumnealui, fiind prezent la Petrești și eu la Târgoviște, puteam să fac ceea ce spune dumnealui că am făcut. Da, probabil că este greu să recunoască faptul că i-a exasperat chiar pe colaboratorii. Nu, ultima găselniță pe care a avut-o, că președintele pe care l-a pus la Consiliul Județean a ajuns pe meritul lui. Da, probabil asta este chintesența administrației gen... Nu ne pierdem timpul cu tot felul de variații astea de comentarii, pentru că am ajuns în alte părți. Da, eu am vrut să vă ofer posibilitatea, domnule Oprea, să aveți acel drept la replică față de declarațiile domnului Țuțeanu, pentru că domnia s-a făcut acele declarații în studiourile Coluna TV și era
obligația noastră morală, în primul rând, să vă acordăm și dumneavoastră posibilitatea de a răspunde acelor acuzații. Acum, dumneavoastră veți tot avea parte de astfel de atacuri, pentru că sunteți o țintă, sunteți președintele Consiliului Județean, se apropie alegerile și hai să dăm în ăștia ca să se arătăm cât de răi sunt ei. Și găsești tot felul, o manieră e asta de a vota împotrivă și a ieși și a te voita după aceea la public. Vai, ce rău e, nu știu, PSD, uite, nu acceptă nicio măsură propusă de noi. De fapt, nu, ei nu acceptă nicio măsură din cele propuse de majoritate. Apropo de stadion, este de notorietate războiul ciudat care se poartă la Târgoviște. V-am spus, pe de-o parte, grupul consilierilor PNL iese în presă cu tricouri, cu chestii, vrem stadion, vrem nu știu ce, dar în Consiliul Local votează constant și cu îndârjire împotriva oricărei măsuri menite să aducă un stadion reconstruit sau nou, nu contează, chiar nu mai contează, nu vor să se facă, da, în presă sunt campioni ai declarațiilor. Am avut astfel de poziții și în Consiliul Județean, știu că dumneavoastră ați reușit să revitalizați, să repuneți pe linia de plutire proiectul stadionului nou din zona fostei unități de la gară. Care mai este stadionul? Știu, chiar săptămâna trecută cineva de la Consiliul Județean a fost acolo am și... Am trimis la Compania Națională de Investiții tema de proiectare semnată, asumată pentru construcția stadionului. Urmează acum, pe baza acelei teme de proiectare asumată de către Consiliul Județean Dâmbovița, Compania Națională de Investiții să dea drumul la studiul de fezabilitate care va defini clar cum va trebui să arate stadionul, câte locuri cu pistă de atletism, fără pistă de atletism, cu spații de birouri, fără spații de birouri și așa mai departe. Adică se intră acum în detaliile propriu-zise și va trebui să dea o estimare a costurilor reale per loc de realizarea acelei investiții. Eu sper ca măcar anul acesta să avem acest studiu de fezabilitate, iar anul viitor să dăm drumul la partea de proiectare, pentru că ceea ce trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri, asta este procedura administrativă. Acum, între noi fie vorba, știm de organizarea campionatului european de 2020, cred că de vreo 6 ani, dacă nu mă înșel, că știți că se trage acum. Știm unde va fi și în 2024 și în 2028. Bun. Și vedeți cât de greu s-au mișcat lucrurile din punct de vedere administrativ pentru cele 3 stadioane. E vorba de Ghencea, e vorba de Arcul de Triunf, este vorba despre Giulești. Cu Rapidul nici acum nu s-a rezolvat. Gândiți-vă că stadionul din Târgoviște, actual ăsta de aici, Eugen Popescu, este într-o zonă de protecție istorică, este lângă Curtea Domnească. Gândiți-vă ce aprobări au trebuit luate ca să poți să faci... cam ce construcție se poate realiza, ca ai niște limitări, cam ce construcție. Doi la mână, gândiți-vă că terenul din spate nu este nici prea mare, nici prea potrivit să mai ai un teren de antrenament și așa mai departe. Dar astea pot să le înțeleagă niște oameni normali. Scuzați-mă, mai fac o precizare. Nu cred că ducându-ne pe o arenă, cum este cea de la Ploiești, sigur, de toată admirația din punct de vedere al autorităților, faptul că îmbrăcăm niște tricouri în care spunem vrem stadion, ba mai mult de atât, creăm și niște... Ce știu, o agitație. Nu cred că ne dă bine într-un oraș sau într-o zonă în care ne-au primit. Ne ducem să ne spălăm rufele în public prin bunăvoință. Adică te duci la unul în casă și îi faci... cel puțin încarcă o limită a bunului simț și a politeții. Pe de altă parte, nu fac parte dintre aceia care să cred că dacă strângem niște semnături, stadionul ăsta se face mai repede. Dacă erau așa de potenți, cred că mai repede ar fi trebuit să inițieze o colectă publică, că poate strângeam niște fonduri, că mă gândesc că fiind la dreapta politicii, sunt mai bazați din punct de vedere al stării materiale și atunci putem ajuta cumva să spunem, da, dumneavoastră, uite, am strâns și noi, nu știu, câteva sute de mii de euro pe care vrem să-i donăm pentru construcția respectivă. Dar doar să facem o listă de semnături, să agităm toată, chiar credeți-mă că nu e de înțeles. Sigur că ne dorim să avem un stadion, sigur că am avut această discuție și foarte puțină lume știe ce înseamnă bugetul unei echipe. De Liga a doua să te bați la promovare, bugetul unei echipe să o țin în Liga întâi, pentru că cheltuielile cu baremurile de arbitraj, cu firma de securitate, cu asistența din partea jandarmilor, medicală, chestii obligatorii, acreditarea observatorilor de la Ligă, de la observatorul pentru arbitri și așa mai departe. Deci lucrurile astea costă. Ori noi am încercat printr-o alocare, să spunem, echilibrată, prin salarii care să nu, cum să spun eu, să nu trezească nu știu ce gânduri ale unora sau altă, să menținem, să facem un nucleu de jucători
Acum vă mai spun un lucru. Să știți că modul de organizare de la Chindia Târgoviște este dat de exemplu pentru multe cluburi, chiar din Liga 1. Adică a existat o anumită rigoare a plății drepturilor salariale, s-au atins niște obiective, eu sper... Și fără risipă, cum și fără, și fără risipă. Și eu spun un lucru, nu cred că ați auzit un jucător de la Chindia Târgoviște sau pe cineva care a făcut parte din stafful acesta să nu fie plătit, să nu-și ia salarii și mai departe. După aia, fără să vă supărați pe mine, credeți că la Chindia Târgoviște n-au roit impresari să ne propună fel de fel de variante? Bun, mergând după modelul Călărașului, trebuia, intrând în Liga 1, să schimbăm toată echipa și să facem ce? Să ne am mers, continuăm, dăm credit acestor jucători, acestei echipe și eu sper să și reușim să supraviețuim. Păi, nu e ușor, nu este, dar spun eu că nu e nici imposibil. Păi, domnul Oprea, nu vă supărați. Efortul făcut de Primăria Târgoviște și de Consiliul Județean pentru susținerea acestei echipe au avut la bază nevoia de a veni în întâmpinarea dorinței publicului iubitor de fotbal din Dâmbovița. Păi bun, dacă au intrat în A și dumneavoastră ca și sponsor, ca și patroni a echipei, da, vindeți jucători, iar echipa va juca catastrofal și pică în B, unde mai e satisfacția omului? Omul ăla, din potrivă, va fi frustrat. Băi, n-au fost în stare să țină echipă, sunt banii mei în taxe și impozite, măcar face ceva bun cu ei. Trebuie să înțeleagă că dacă am fi putut să îndeplinim condițiile să evoluăm acasă, credeți-mă că am fi făcut tot posibilul să evoluăm acasă. Stadionul ăsta, infrastructura asta, e din anii 50, nu e vina noastră și hai să fim serioși, nu poți să-i impuți actualei administrații că n-a făcut stadion într-un an de zile sau în 2 ani de zile. Condiții în care banii s-au dus în primul rând pentru a asigura condițiile de performanță și uitați că s-a și realizat această performanță care n-a mai fost realizată de vreo 20 și ceva de ani. Da, este o performanță uluitoare, iar iubitorii de fotbal din Dâmbovița sunt foarte fericiți. Să știți că am constatat la ei o detașare de politic. Oameni care poate înainte aveau niște opinii, acum sunt oarecum rupți de chestia asta. Nu sunt de acord cu abordările politice. Mulți și-au criticat cei pe care îi susțineau de la PNL și au zis, băi, da, gata, ajunge. Avem o echipă, haide să o susținem, hai să susținem stadionul ăsta. De ce nu l-ați făcut voi când erați la putere, i-a zis un om dat care e cunoscut cu simpatii liberale. De ce nu l-ați făcut voi? Când se face criticați, ați înnebunit, pe avem în echipa, na, hai să strângem din dinți, cum o fi, cum nu o fi, hai să le facem acum repede stadionul ăsta și vedem ce facem cu celălalt ca să, exact, într-adevăr, să ieșim în lumea bună. Dar haideți să ajutăm pe băieții ăștia, că ei au reușit o performanță unică într-un sfert și de secol. Și trebuie să apreciați pentru ce au făcut. Da, chiar au reușit și sunt niște jucători, cum să spun, nu sunt vedete de alea cu ifose, cu... Nu, niște copii muncitori care da. Și s-a reușit. Treaba asta, repet, fără să se facă risipă, cu cheltuieli foarte stricte, dar mulțumind și jucătorii, oferindu-le posibilitatea să evolueze în prima ligă și de ce nu să fie un start într-o carieră fulminantă, noi ne dorim să avem echipă în divizia, în Liga 1. Vă dau un singur exemplu. Chiar credeți că Chindia nu a avut oferte pentru copilul ăsta care îl cheamă Ioani? Ba, sunt uitați-vă, absolut convins că uitați-vă la copilul ăsta de 2 ani de zile, este titular și eu cred că va avea o carieră frumoasă. Faptul că i s-a dat credit, că i s-a dat credit și nu e singur, mai avem niște copii tineri la fel. Am acum aici un mesaj, zice, domnule, nu contează cu cine am votat sau cine, uite, votez cu echipa de fotbal. Foarte bine. Deci omul așa spune, nu contează cu cine ține el și pe unde are, mai știu eu ce, simpatii politice, el votează cu echipa de fotbal. Da, mulțumesc. Este o stare de spirit, este un curent de opinie împărtășit de multă lume, să știți, domnule, prea ca și în alte lucruri. Oamenii au început să se cam satre pe cât de polarizată este societatea pro și anti. Să știți că puțină lume ne-au crezut când l-am vorbit despre mol. Da. Și l-am spus așa. Acum, de curiozitate, invit târgoviștenii în că e lună de concedii și mai departe, să urce pe podul de la oțelărie într-o zi de lucru, să vadă ce mobilizare de forțe acolo. Faptul că reușim să facem ceva pentru comunitate, eu cred că trebuie apreciat. Sigur că este o investiție privată, dar noi, la nivelul Consiliului Județean, ca autorități, le-am pus la dispoziție și le-am dat tot sprijinul necesar ca această investiție să se întâmple aici, la Târgoviște. Pentru că poate puțină lume trece, inclusiv sau crede acel individ care spunea că a fost minunat la Consiliul Județean, acest investitor voia să plece. Acest investitor voia să plece pentru că nu se mai întâmplase nimic, un an și ceva.
Dar este uluitor cum se mișcă. De, nu suntem obișnuiți cu ritmul ăsta de lucrări. Da, poate asta, doar la Arctic s-a lucrat așa de repede. Ăsta este adevărul. Deci se lucrează uluitor de repede, a doua de bine. Precizare. Sigur că mi-aș dori și eu ca lucrurile pe anumite domenii să se întâmple mult mai repede și mult mai profund. Am fost astăzi într-o vizită de lucru la secția pentru copiii cu dizabilități de la Gura Ogniței. Am tot sperat acolo că o să accesăm un program european. Am fost împreună cu colegul meu, domnul vicepreședinte Alin Manole, cu conducerea Spitalului Județean, am dispus câteva măsuri de urgență în sensul asfaltării acelor alei, pentru că acei copii bătuți de soartă se mișcă totuși cu niște cărucioare. Nu s-a mai făcut acolo investiții, cred că de 30 de ani, fără să spună nimeni. Am dispus să facă un proiect pentru reparația acoperișului. Efectiv ploua printr-un acoperiș acolo. Să refacă niște băi, să facă un sistem, pentru că sistemul acela învechit cu sobe de încălzire, cu calorifere, cu astea. Băi, fraților, hai să ne trezim, suntem totuși în secolul 21. Sigur, am dispus și niște măsuri care țin de, cum să spun, felul, adică se cosească iarba pe acolo prin curte, să se... Păi, trebuie să vină președintele CJD ca să se cosească? Din păcate, acolo e o chestie de management. Ar trebui să începeți cu schimbarea celor care se... Din păcate, da, și știți ce se întâmplă în multe entități, dacă nu te duci, dacă nu verifici lucrurile alea, lucrurile, să știți că nu se mișcă de la sine și nu există acea conștiință a angajatului. Mai avem mult de lucrat la capitolul om și la capitolul mentalitate. Da, e vorba de management. Un manager, oricât de mic ar fi, revin la exemplul dumneavoastră. Păi dacă trebuie să vină președintele Consiliului Județean să cosești tu iarba din curtea instituției, înseamnă că avem o problemă. Păi unde să fie Alexandru Oprea? Că avem 89 de localități, de OAT-uri. Vreți să vă mai spun un lucru? Am fost și câteva astea de sate. Acum două săptămâni sau cu trei săptămâni și am primit, fac acum precizare, niște patru sponsorizare dintr-o țară occidentală. Le-am găsit depozitate în curte. Și am spus, domnule, vi se pare normal, ne batem joc. Paturi care arătau de 10 ori mai bine cu ce aveam în anumite secții. No. Sigur că s-au luat între timp și asta, dar așa cum spuneți dumneavoastră, trebuie să vină președintele să constate. L-am spus pe acolo o grămadă de fierbei, niște clădiri care stau să cadă. Păi, dar de ce nu faceți referare de demolare, de casare, de toate astea? Păi știți că... Trebuie să vină președintele sau un alt șef de undeva de sus să le spună ce trebuie să facă. Așa se mișcă administrația. No, eu n-am lucrat nici măcar o singură zi la stat în toată viața mea și iată m-a trecut de 50 de ani. Nu știu dacă să mă invidia sau nu, că la stat e dolce far niente. Păi da, la privat... Depinde de domeniu, credeți-mă. Da, la privat... la privat nu-ți permiți să stai să vină să spună șeful de fiecare de ceva. Așa este. Pentru că zbori în secunda 2. Mai este un lucru, să știți, l-am spus și colegilor mei din Consiliu, mă uit la unii dintre dumnealor și le spun foarte greu, băi, voi aveți impresia că salariul pe care l-ați luat aici, l-ați luat la privat, no, fără să... Adică să uită și nu le vine să creadă, pentru că o viață întreagă a fost la stat. Da, îmi pare rău, nu putem să mai continuăm pentru că timpul s-a dus săptămâna viitoare. Vom mai relua discuția pentru că e interesant și aici cu funcționarii care nu înțeleg să-și facă treaba și ei sunt cei care generează curente de nemulțumire în rândurile populației. Pentru că populația privește, vede că sunt salarii decente, cel puțin decente la stat. Bă, dar ce fac de banii ăștia? Pentru că eu dacă mă duc acasă cu salariul minim pe economie și un funcționar are salariul dublu decât al meu... Asta va fi următorul challenge și vă spun o treabă, să știți că presiunea va fi din ce în ce mai mare acum din partea cetățenilor, concetățenilor, conjudățenilor noștri pe administrație, pentru că nu mai există funcționarul să spună că sunt prost plătit. Da, nu sunt plătit pentru job. Bă, ești plătit, dar tu ce dai în schimbul salariului pe care îl... Pe lângă toate celelalte, la domnul Oprea, domnilor și domnilor, veți aprecia și dumneavoastră ceea ce apreciez și eu și unul dintre lucrurile pentru care ne face mare plăcere să-l invit de fiecare dată când am posibilitatea și domnia sa are timp, este sinceritatea și faptul că nu se ascunde, cum se spune, românul după cireș. Arată cu degetul chiar și lucrurile urâte din ograda administrației și e foarte bine pentru că așa face orice manager adevărat care vrea cu adevărat să schimbe lucrurile în bine. Domnilor și domnilor, îi mulțumesc încă o dată și doresc succes domnului Alexandru Oprea. Până săptămâna viitoare, cu toată plăcerea. Rămâneți cu noi. Mulțumim.